Scandal în primăriile de sector. Edilii spun că vor intra într-o criză financiară dacă Ministerul Finanțelor nu modifică modul în care sunt distribuiți banii celor 6 primării. Ce anume solicită aceștia aflăm de la Gabriela Del Pupo. Te ascultăm. Bună dimineața, Gabriela! Bun găsit! Este vorba de impozitul pe venit și aceste taxe colectate. În acest moment sunt distribuite în proporție de puțin peste 40% la primăria București și 20% la primăriile de sector. Primarii spun că doar pentru 2021 ar dori o schimbare a modului în care sunt repartizați acești bani, mai exact 50% la primăria municipiului București și 1000 de lei pe cap de locuitor la primăriile de sector. De asemenea, diferența să meargă în funcție de numărul de locuitori la sectoare sau, dacă nu se poate face legal acest lucru, să se mărească suma la 1400 de lei pe cap de locuitor. Aceștia spun că altfel se vor găsi în situația de a nu mai putea plăti salariile sau de a nu mai putea asigura servicii pentru cetățenii sectoarelor de utilitate publică. Este o situație în care preconizează primarii că vor intra peste 2 luni de zile, astfel că cer în momentul aplicării noi modalități de distribuire a banilor, această lege să se aplice și anticipat pentru lunile ianuarie și februarie, pentru sumele care vor fi colectate până atunci, până la modificarea legii. Vom vedea exact cu ce răspuns va veni Ministrul Finanțelor. Deocamdată o surpriză este faptul că, indiferent de culoarea politică, absolut toți primarii de sector se regăsesc ca semnatari pe această solicitare adresată Ministerului Finanțelor. Vom vedea dacă ministrul poate și să aplice solicitările primarilor, având în vedere situația financiară în care se află și România în acest moment, dar și faptul că deocamdată nu avem o lege a bugetului.